producătorul Sky, alături de noi. Neața, bine, bine v-am găsit la un nou episod din Survivor Multiplayer, să mă pup producătorii. Bă, Adi. Ia zi, bă, spune. Bă, când am fost în ultima dată Tidec, ce stai așa? Stai. Deci, să vă explicăm o chestie. Tu te uiți în partea aia? Da, ne uităm. Eu la mine s-a prins, e deja spoiler. Așa, da, salut. Noi ne distrăm și cu mai mulți oameni pe server, deci nu jucăm doar noi, gândiți-vă. Și băieții cam au treabă pe server, se joacă tot timpul pe server și toate chestiile astea. Dorm pe server, trăiesc pe server. Marius aici de față, Broche, aka Marius, așa, dorme pe server, ai casa lui de acolo, o să-l îndrum pe Skype prin toate chestiile astea pe aici. O să te îndrum și la ferma de scheleți. Adică am impresia că e prea tare, așa. O să te îndrum și la ferma de schelești și de gold, avem și ferma de gold deja. Eu am level 96, din câte vezi avem aici și Netherworld, cartofi, căsuțe. Bine, bă, eu aș zice că a fost o serie frumoasă, ne-a făcut plăcere să ne jucăm alături de voi. Eu nu am mai postat pentru că nu m-am simțit bine zilele astea. Adică, du-te, bă, tu e, nu, deci du-te, clar, tu nu ne iubești, tu eu simt aici lipsa de dragoste. Mă duc, așa, Sky vino înapoi, vorbește cu mine. Stai un pic. Așa, asta este primăria, clădirea cea mai mare pe care o vedeți și voi, primăria. Da. Și ce se face la primărie? Se oficiază anunți? Se plânge pentru Antena 3. Așa, da. Hai să mergem. Să-l arătăm și mamilor. Cam toate chestiile de pe aici. Mă, sincer, nu știu toate construcțiile, adică primăria nu știu cine a făcut-o și construcțiile astea nu prea le știu, adică mare cine le-a construit și toate astea. Deci dacă știți voi... E un sign ceva pe aici, că mai speria Sky. Bă, unde e mă visincu? Așa. Aoleu. Gata. Mai speria Sky, credeam că ți-a picat netul. Ce? Nu mă, nu. Așa. Mă, e cam gol înăuntru pe aici, adică probabil urmează băieții să mai facă detalii pe aici. Mă rog, o să ajung și eu la detalii diferite chestii. În general asta ar fi primăria, din câte am înțeles. Aici avem câteva căsuțe, am impresia că e alu' Domino și Chemico, nu știu exact, dar cam așa pare, ăsta e stilul lor. Așa am impresia, nu sunt sigur, nu știu 100%, stai ce scrie acolo. Dominel, codiță de purcel. Așa, Dominel, codiță, da, deci asta este casa lui Domino, din câte vede, foarte tare. Deci are mulți câini, foarte multe chestii pe aici. Așa, uite, asta este casa Anei, casa Lisei. Da, e clar mult mai frumoasă decât restul. Păi normal, uite-te și tu cum am făcut aici. Uite, vezi? Ia să vede și talentul. Uite-te și tu cât de mișto a făcut. Da, șmeche. Uite-te, mă, puii mei. Așa, uite pe aici pe sus. De cine a lăsat ușa deschisă, doamne? Așa, cine a lăsat? Așa. Pe aici pe sus vedem căsuța. Urcăm pe aici, ia uite. Deci incredibil designul. Doamne, cât de frumos, știu. O, a intrat și Billy. Salut. Așa. Acolo este grota mea. Asta? Da, am doar un... Salut, așa se intră. Da. Așa, am doar un chest. Am un chest și câteva... și o mină acolo jos. Aici nu o să fie ceva permanent. Dar... Bă, ce fac? Mă, tu-mi furi. Fur tot. Suntem prăduitori. Așa, și asta este casa lui... cum îl cheamă? Broche. Deci asta este casa lui Broche. Acolo e probabil un mic foișor, ceva, nu știu. Nu. Casa lui Broche, uite. Proprietatea lui Broche. Și aici am început eu o mică căsuță. Asta e casa mea, Sky. Mamă, cât de sexy este. Mulțumesc. Așa. Da, gen, ideea e că am făcut în mare casa. Acum urmează să fac detaliile, nebuniile, mă rog... Știi foarte bine toată șmecheria asta. Uite, alu meu. Vezi, așa scrie. Văzui, da. Aia, unde ce avem table-ul ăsta, ne-am văzut. Și haide să te conduc la... La? Ce fac, mă, mai speria, mă. Văzui, mă. Așa. Aici sunt animalele, le-ai văzut la început. M-ai văzut și pe mine. Așa. Și în partea asta... Dacă mergem, casa asta nu știu a cui e, sincer. Chiar nu știu. Căsuțele astea, nu știu. Puf. Alu, puf. Salut. Așa.
E mișto. Hai să te conduc la ferma de scheleți. Hai, condu-mă la ferma de scheleți. Ai IQ de acolo. Turu? Da. Dark Oak. Așa. Și uite, asta am impresia că este casa lui Billy. Nu sunt sigur, dar posibil să fie casa lui Billy aia. Mm-hmm. Și aici într-un cave de lângă casa lui Billy, dacă nu mă înșel, deci să nu mă omorâți pentru că cum am mai spus, nu prea am stat. Ce scrie aici? Da, e alu Billy. Love us Billy, we love you, predatorule, thank you. Ce? Inside joke-uri, probabil, nu știu. Așa, și uite în cave-ul ăsta de aici. Sunt căsuțe drăguțe, chiar mie chiar îmi plac. Mhm. Dacă iei prin dreapta, bine, dacă mergi prin dreapta, nu trebuie să iei prin dreapta, așa. Dacă mergi pe aici prin dreapta, mergi pe aici jos frumos, încet, încet. Așa, și acum începi să alergi. Și ajungi în mijlocul pământului. E o fermă de scheleți. Bă. Și aici apeși pe un butonaș. Bă. Și poc, le sparge ficații. Bine, e un timer care, da. Și aici e un chest din care poți să iei sau poți să le pui aici. Și toate chestiile de genul ăsta. Hai să mergem și în Nether să-ți arăt Nether. Stai că eu n-am armură, vreau și o armură pe aici. Ia bă armură, bă, ia bă. Are Iron Helmet, am găsit un Iron Helmet. Am Breaking Bow Power, ăsta. Power Punch and Breaking, ăsta e bun și ăsta. Am Breaking, bă, și pe ăsta. Mie-mi place. Țup, țup, țup. Hai, mai găsit pe iPhone, mai să vedem ceva la... Protection 2 bug, mari. Ia uite-l. Așa, acum hai să mergem în Nether să-ți arăt cum se numește ferma de gold. Aoleo, Sky, ce ai făcut? Ne-ai nenorocit, Sky. Nu știu, să iau după tine. Mai nenorocit, Sky. Eu, de ce e aici cu penele astea o grămadă? Mai nenorocit, Sky, uite ce mi-ai făcut. Uite-te cum vin spre mine. Stai că vine, ăsta vine după mine? Eu o să mă urc aici la ferma de gold, da? Da, mulțumesc. Nu mă lași așa, puii mei. Bă, mi-a făcut plăcere să filmez alături de tine. Uite-l cum pleacă. Bă, ce vrei mă să-i fac? Eu știu, nici n-am blocuri la mine. Puii mei, oh, nu, stai că mă omoară. Puii mei, scăci. Mârlanu! Deci nu pot să cred că mi-a dat-o, mai am două inimi. Bă, ce cu mârlănia asta, mă? Tati. Băi, nene, dar ce am făcut? Ce le-am făcut? Ce am făcut doar pe ăsta? Deci nu vreau să mor cu nivelele astea. Nivelurile, mă rog. Nu vreau să mor cu nivelurile astea. Doamne, că întotdeauna m-am corectat cineva cu faza cu... Bă, o nivelă, două nivele. Un nivel, două niveluri. Aici, pilu. Tu, tati, de ce stai acolo? O antenă, două antene, trei antene. Așa. Mamă, trebuie, nu știu, doamne, ce am, ce-i cu mine, de am așa atente din astea. Deci, mai cred că mult. Ok. Mă doare. Nu, de ce te doare? Mă doare sufletul. Nu, păi și pe aici pur și simplu pică de acolo pe jos? Stai, bă, scai. Aolo, cine e ăsta? Care e ăsta? Unde e ăsta? Ce e ăsta? Sunt de ăștia. Frumoși din ăștia. Păi și unde pică, mă? Pică pe aici, pe jos, stai, nu? Bă, stai, bă, să-ți arăbăm. Nu scai, bă. Cine nu mă lasă să termin, bă? De ce nu mă lasă să termin? Așa, salut. Bun venit. Acolo sus merge. Noi trebuie să mergem acolo sus. Stai că am un arc aici, stai așa două secunde. Deci ni s-a alăturat și Marius. A, dar n-am săgeți. Deși mi-au săgeat. N-am săgeți. Deși mi-au săgeți. Vezi că s-a dat un morcov. Dar nu vreau morcov, vreau săgeată. S-a dat un morcov de aur. Hai, dacă nu vrei, mănânc eu, nu. Ce morcov de aur, mă? Uite morcov de aur. Ce să fac, mă, cu morcov de aur? Mănânci. Dar de ce trebuie să mergem sus? Să-ți era ferma. Da. Aoleu, Sky. Ce? Ce faci? Ce? Bine. M-am pătipicăm de aici, tăpăsată, că stau așa. Hai, de capul meu. Eu n-am văzut de jos decât platforma asta. Păi Jesus, bă, oamenii ăștia nu dorm, bă. Ți-am zis, bă, că oamenii ăștia dorm. Dar pe server. Da. Hai că sunt și ăștia pe aici. Scoatem sabia de... Aici e un sistem din ăsta care sortează chestiile. A, simplu, ușor, da, corect. E simpluț în puii mei. Da, ai o torță?
Nu cred că ar trebui să pui torțe acolo. Aici să nu pui torțe? De ce nu? Da. Nu știu, băieții ăștia nu știu ce fac ei pe aici. Așa. Și vii aici sus frumos, frumos. A, știu și sistemul ăsta. E la în care îi ataci și vin după tine? Da. Avem zăpadă în chesturile astea. Și stai să dau și ții niște bulgări. Iai! Așa. Și îl vezi pe ăla de acolo, care e prins un bloc mai jos? Aha. Lovește-l. Mă, dar stai că și așa vin toți. Da, că sunt supărați pe mine, nu știu de ce, nu știu ce le-am făcut. Nu ar fi singurii. Wow. Care sunt supărați și nu știu de ce. Mamă, frate, deci ăsta e un sistem vechi de-a lui Iso, cred. Sau Sizuma. Nu mai știu. Nu știu, sincer. Mamă, fratele meu, câtă muncă e să faci sistemul ăsta. Dacă stai să adun toate materialele. Zumbălău ăsta, de ce e zumbălău aici? Da, se spunează zombie deasupra netherului. What? Yep. Și stai aici pur și simplu AFK și așa am făcut eu 96 de niveluri. Păi și stai puțin, XP-ul cum vine? Te duci XP-ul? Jos. XP-ul? Fii atent. Stai aici. Așa. Stai pe chestia aia. Și lovește un pigment ceva și așteaptă. Și XP-ul dacă te uiți jos vine cu catapulta. Serios? Sunt blocuri de alea de slime care aruncă XP-ul. Nu prea merge, nu știu. Da, nu merge acum pentru că nu sunt ăștia care vin. Păi și trebuie să-l omori de aici sau nu, cum? Nu, tu trebuie să aștepți. Aici e doar ca să dea track la tine, știi? Să dea ție tracking. Dar nu backtracking, să dea tracking. Păi și văd acolo că sunt niște... Așa, uite acum, pregătește-te. Acum trebuie să vină. Dacă vin mulți? Da, trebuie să cadă ăștia acolo și da. Eu văd acolo jos XP, dar trebuie văd că... Trebuie să vină. Cunmează. Gata. Wow. Gata, vine! Wow! Cine vine? XP-ul. Așa. M-am speriat, doamne, credeam că vine moartea. Bine. Vezi, Kai? Vezi? Vai de capul meu, ce sistem, ești nebună, pui mie. Păi și stai puțin, adică el când ajunge jos și moare jos, este full damage. Da, e moare din cauza damage-ului. Păi da. Și de ce pică XP? Pică XP pentru că tu ai lovit ai luat aggro pe ei, știi? Înțelegi? Ei sunt supărați pe tine în momentul ăla. Și pur și simplu se consideră că e ca și cum i-ai fi atacat pe toți, știi? Aha. Și în sensul, și așa se face experiența. Da, dubios. Dubios. Nu bun. Dubios, domnule, dar eficient. Da. Și aici vii și îți iei itemele pentru că sunt nu știu. Sunt sortate. Așa, nu găseam cuvântul. Poc. Așa. Mai pică și altă chestie, observ. Marius de-abia acum a venit și el la ferma de gold. Pa, Marius. Și pot să iau... Ia. Ce pot să iei? Stai. Marius, da, ok. Deci pot să iau un stack întreg de aici, fără nicio problemă. Mă gândeam să nu fie problemă gen iei un stack și după aia să umple cu altceva. A, nu. Gen, sunt sortate chesturile, probabil primele 3 chesturi probabil sunt numai cu gold, după aceea cu ingoturi și probabil după aceea numai cu rotten flesh. Adică nu sunt chestii foarte, foarte... Da. Mai ești pe partea cealaltă sau? Eu am coborât, sunt jos. Bă, ăștia câtă viață au aici? De ce sunt aici? Nu știu, ar trebui să mă uit și eu pe acolo să văd cum aș putea să-i curăț de acolo, ca să zic așa. Păi cred că aici nu-i problemă, mă, dacă pui o torță aici, la nivelul ăsta. Nu știu, chiar nu știu. Dar aș prefera, nu știu, să pun slaburi. Ok. Hello. Uite, a pus slaburi. Nu cred, a pus slab. Hello, ia uite. Bun, ce vine. Bun, ce facem noi în episodul de astăzi?
Ce facem? Ți-am prezentat serverul Sky și ce-am mai făcut băieții cât timp... Da? Okay. Da. Vin, hai că te prind, hai că te prind! Sky! Hai, te-am prins! Tu ai o... zi, ai o... de-asta la gât, o cravată? Da. Sexy. Mulțumesc. Mi s-a mai spus. Că sunt sexy, nu că am cravată. Da, clar. Așa. Așa, mă, stai, să-mi iau și eu de aici să gez, mă. Ei, pardon. Aoleu, ce-a fost asta? O, așa, și de aici, ar cam trebui să ne facem și un arc șmecher. Ar cam trebui. Ia uite-l. Deci, să înțeleg că cel mai avantajos de făcut... e la gold. La gold XP, ok, gata, șef. Da, i-am făcut, am level 96. Da, am stat destul. Ascultam muzică, eram și pe aici, pe un apel, de uite-l pe Billy. Sunt toți aici. E pe casă, Billy. Hai să facem o vizită, să vedem ce mai zice. Dar unde se... a, pe aici dintre. Ia uite ce ușă de... Ia să vedem ce face domnul. Aproape la o cameră cu chesturi micuță pe aici. Salut! Bă, și... cred că nenea Bruș are de-asta cu flight chestii, socotel, e hacker. Hacks. Bine. Ce v-a scăit, de ce mi-a închis așa în față? Joacă-te că primești de... Hai pe casă. Uite, un cal. Vine valul, îmi ia calul. Ești pe casă? Spider-Man. Are mulți cai, din câte am observat, are mulți cai Billy pe aici. Zombăleu, mic. Mic. Sunt mic, dar nu-i nimic. Și are un iepure acolo? Da. Nu l-ai văzut? Trebuia să vezi mai devreme, Sky. Stai așa, că nu pot să trec de sus. Sunt doi iepuri. Wow. Sunt doi. Unul e mai așa cu picățele. Știi, mai maroniu cu picățele. E îndungi. O, Doamne. Mamă, bă, de ce n-am mă și eu așa talent? Ce talent, bă, Sky? La construit chestii estetice. Pardon. Cică, pardon. Păi așa. A trecut fix când am trascut degeata și am observat. Și cam ăsta ar fi episodul. Am înțeles, să trăiți. Ți-am prezentat serverul, ți-am arătat cam tot ce știu și eu despre server. Urmează să încep... nu ți-am arătat piramida lui Marius. Hai să încheiem la piramida lui Marius. Hai să încheiem la piramida lui Marius. Asta e casa lui Chemico, din câte văd. Ok. Cu okay. Cânul cu capa. Cu Chemico, da, cu capa. Chemico. Deci așa, da? Da. Așa. În partea asta e un deșert. Și acolo e piramida gigantică a lui Marius. Deci omul și-a făcut piramida din nu știu câte la episod. Piramida. E, uite, și-a făcut deja drum aici, știe pe unde să meargă până la piramidă. Vezi piramida? Piramida. Wow. Și îl dorme afară, o să înțeleg. Și mai încolo e un templu. Asta e piramida și mai încolo e un templu. Probabil ai văzut și pe ăla. Dar n-am fost și dată în piramida lui. Piramida. E, uite, domne, ce se distrează omul. Cine, eu? Nu, Marius. Bă, ăsta ne face, fii atent că are labirint, ești nebun. Ia uite-l, bă, nene, ce a făcut el pe aici. Piramida. Ua! Chestii de-astea, socotel. Ua! Ce vorbești, mă? Socotel din astea. Ce pe aici? Am crezut că e ceva. Stai să intru și eu. Hai să ne facem ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Di-di-di-di-di-di-di. Foarte tare, adică văd că a dormit pe server. Da. Ia uite, vedem și prin spate pe aici, nuts, Doamne, ce oameni răi suntem, îi facem grif. Hai, repede, închide. Fugi. E făcut invers. Așa. Păi, ce pot să spun, vă mulțumim pentru atenția acordată.
Dacă ați rămas cu noi până acum, un like, un coment, un share, ajută foarte, foarte mult. Așa că, prăduitorilor, ne auzim data viitoare. Pa, pa!